CSM Târgoviște are un program încărcat în această perioadă. Dovada este seria de meciuri disputate într-un timp relativ scurt și cu adversari de calibru. Mai întâi a fost Familia Schio, înfrângere la un punct, apoi două deplasări consecutive. Una în vestul țării, la ECI Arad, pierdută la 6 puncte și una la granița Europei cu Asia, în Istanbul, pentru a doua etapă a Euroligii cu Fenerbahçe, pierdută cel mai clar până acum. Însă, cu toate acestea, revirimentul fetelor lui Dicheu Lacus poate fi încercat sâmbătă seara de la 18 în sala sporturilor din Târgoviște, în etapa 8-a Ligii Naționale de Basket Feminin. Adversarul nu este dintre cei mai dificili de până acum, Olimpia Brașov. Ardelencele au disputat 8 meciuri în campionat, dintre care 3 au fost câștigate și 5 pierdute. Tehnicianul grec George Dicheu Lacus împreună cu staful său vor putea să alinieze cea mai bună echipă. Milka Bielița are acum drept de joc, Claudia Pupui și revine din ce în ce mai bine, iar Florina Pașcălău va putea fi utilizată până la sfârșitul turului. De partea cealaltă, Olimpia Brașov nu are un nume sonore. Cea mai importantă jucătoare a formației de sub tâmpa poate fi considerată fundașul Gabriela Cursaru, ex-Olimpia București. Meciul dintre CSM Târgoviște și Olimpia Brașov va fi oficiat de o brigadă formată din Dorin Fumu și Bogdan Badea, comisar Mihai Caraion.